Am revenit din această scurtă pauză de publicitate și pentru că a început săptămâna de lucru, vrem să vă oferim câteva oportunități noi. Pentru că este o piață dinamică, în general, joburile din IT îți asigură un venit ceva mai mare. Dar dacă vrei să fii IT-ist, de unde începi? Aceasta ar fi întrebarea, care sunt necesitățile pentru acest job, care sunt competențele de care trebuie să dispui. Sunt întrebări la care ne va răspunde cu siguranță Cristian Guzun, este trainer al atelierelor Ilbach. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Cum simți că se dezvoltă în această perioadă zona IT în marele conglomerat al pieții muncii? Această perioadă însemnând post-pandemică? Post-pandemică, dacă ne gândim puțin și la digitalizarea aceasta forțată. Da. IT-ul s-a dezvoltat oricum în ultimii 10 ani cu pași exponențiali în raport cu orice alt domeniu economic din România și nu doar din România. Pandemia a fost un șut în fund, un pas înainte spre o și mai mare digitalizare și mai mare dezvoltare. De ce? Pentru că au trebuit oamenii să lucreze acasă, au trebuit să existe platforme foarte performante care să faciliteze această muncă și foarte multă lume a fost nevoită să se reprofesionalizeze, să zic așa, sau brusc să dea piept cu tehnologia, că altfel nu mai putea să-și desfășoare activitățile. Inclusiv eu, primele două luni atunci când a fost, ne-am închis și noi activitatea total, pentru că cursurile se desfășurau pur fizic, nu exista conceptul de online și a trebuit să creăm și platforma și să ajungem. Ne ocupăm și noi de cursurile online, deși nu sunt fan. Nu le recomand neapărat. Nu neapărat. Pentru unii cursanți care sunt mai introverți, a fost un plus, pentru că erau în spatele ecranului, în confortul casei și au avut și performanțe bune, au învățat. Deci, pentru unii oameni poate fi un plus. Cât de ciudat n-ar părea. Mie, ca trainer, nu-mi place. Eu îmi place să fiu în sală, să-i văd pe toți, să-i simt, să fiu acolo, să simt acea energie. E o energie anume, în momentul în care predai și în momentul în care lucrezi cu niște oameni. Vin, au încredere în tine și investesc energie, timp, efort, au foarte multe frici, dacă nu reușesc, dacă o să par prost în fața celorlalți, dacă mă fac de râs și așa mai departe, pentru că vorbim de adulți în cursurile de formare profesională. Noi am abordat la matinal, la un moment dat, subiectul integrării în câmpul muncii a persoanelor trecute de vârsta de 45 de ani și vin cu întrebarea. Ca să lucrezi în IT, trebuie musai să ai o pregătire inițială, să știi să folosești calculatorul, poate oricine să învețe? Oricine, un termen foarte, foarte vast. Eu aș zice așa, niciodată nu-i târziu să te apuci să înveți un nou skill. Și recomand oricărei persoane pur și simplu să învețe ceva nou. Nu știu, o limbă străină, un domeniu nou, o tehnologie nouă și așa mai departe. Deci, părerea mea este că oricine poate să învețe dacă vrea și îi place. Anume, procesul de învățare. Să te simți din nou acel elev, să te simți din nou acel om fragil în fața unui expert și să trebuiască să iei de la el cunoștințe. Trebuie să fii deschis către asta. E vorba de un mindset pe care trebuie să-l ai și să ți-l dezvolți toată viața. Să ai mereu conștiința că mereu este ceva nou de învățat. Și n-ai cum să le știi pe toate, n-ai cum să fii expertul. Dacă ai acest mindset, eu zic că poți să înveți și nu doar IT și multe alte chestii. Inclusiv din IT să te muți de pe un domeniu pe altul, că ele domenii zeci, sute chiar. Ai nevoie să cunoști limba engleză ca să ai un parcurs mai ușor, să spunem? Pentru cursurile de la TRL Bach, nu. Ele se desfășoară în limba română. Dar, repet, IT-ul a fost dezvoltat de către americani, limbajele de programare sunt bazate pe limba engleză, iar marea majoritate a tutorialilor și a informațiilor din online este evident în engleză. Dacă îi cauți în engleză o întrebare din domeniul IT, n-ai cum să nu găsești răspuns. Dacă o cauți în română sau în altă limbă, s-ar putea să fie mai greu. Plus că în IT, majoritatea companiilor de la noi, limba obligatorie este engleză, pentru că lucrez în echipe multinaționale, echipe mari. Poți să ai colegi din alte țări care chiar inclusiv s-au mutat și locuiesc și muncesc din București, le place, bine mersi, un oraș cosmopolit.
Și atunci o să ai dificultăți în a trece de bariera asta lingvistică. Pentru că româna nu este o obligație, efectiv. Poți să nu știi română, dar ar trebui să știi engleză. Sunt curioasă cu ce intenții vin cursanții tăi. Vor să se angajeze într-o companie și să fie un angajat care are o carte de muncă, un contract de muncă, ceva mai comod, sau vor să intre și în zona de freelancing, să-și descopere noi valențe în această zonă a antreprenoriatului, să spunem așa, să aibă mai multă libertate? Ce caută ei? Am din multe scopuri pe fiecare nou cursant. Am așa un scurt mic interviu, să înțeleg exact nevoile sale, să înțeleg motivația sa din spatele acestei alegeri și ce l-a adus până la urmă în bancă în fața mea. Pentru că fiecare om a ajuns acolo cu un motiv, nu a căzut din pod și pac, mă trezesc cu el cursant. Iar în ceea ce privește antreprenoriatul, am avut mai rar cei drept, nu la fiecare grupă se nimerește, dar câteodată nimerește un cursant care are ideea asta de freelancing și de obicei acei cursanți care au dezvoltat partea de autodidactă și au învățat mult singuri, se vede că au depus efort foarte mare, dar evident la un moment dat te lovești de un zid și ai nevoie de un colectiv educațional, de un trainer pe care să-l stresezi și care să te ajute să faci acel salt, acel pas. Poți să înveți și singur, e adevărat. Dar e foarte nevoios și necesită multă răbdare și mult timp investit. Eu sunt un autodidact născut, în sensul că mie de mic mi-a plăcut să studiez ceea ce mi-a plăcut. Am mers la o facultate într-un domeniu pe care îl învățasem și îl cunoșteam așa destul de bine înainte să ajung deja la facultate. Și știu cât de greu poate să fie să treci peste anumiți termeni. Câteodată am luat nopți întregi să rezolv o simplă problemă. O noapte stăteam, a doua, a treia. Am zis, toată lumea își permite luxul ăsta să dedice atâta timp învățării sau atât de încăpățânat să fie, încât să zic, bă, vreau să trec peste chestia aia singur. Și atunci, evident că este recomandat și eu, inclusiv, când am ocazia să particip la un curs, mă bag cu două mâini, vreau să fiu și eu cursant, să am și eu proful, să-l stresez, să-l întreb, că e mult mai ușor. Mult mai fain, ai colegi, întrebând, ajutând colegii unul între pe celălalt. Iarăși, e o metodă bună de învățare, extrem de bună. În colectiv, pune-i pe doi să lucreze împreună. Să vezi cum brusc se transformă într-un mic trainer, cel care e mai bun și îi place, mamă. Așa, dacă îl pui în fața clasei, gata, l-ai blocat. Dacă îl pui să lucreze în bancă 2-3, gata, pacă, și asumă rolul de trainer. Și de mai departe cunoștințele pe care le are. Interesant și cred că, în esență, timpul e cel care ne determină să mergem către cursuri și să ne, evident, să ne îmbogățim din punct de vedere profesional. Căci una e să fii autodidact, să o iei tu de la zero, cred că poți să faci și asta, dar te costă mult mai mult timp să stai să structurezi lucrurile, să ai un parcurs calculat, cap-coadă. Exact. Bineînțeles, e un domeniu care cred că în fiecare zi ai câte ceva nou de învățat, evident, se dezvoltă în fiecare zi. Totuși, oamenii care își doresc să învețe această meserie pleacă și cu preconcepția că IT-iștii au salarii mari. Până când ajungi să ai salariu mare și să câștigi mulți bani, cam care e traseul? Cât poți să câștigi la început? Ca proiectul începție, dar și statistica o confirmă. O confirmă, da. În domeniul IT, salariul mediu, cel puțin în România, este de aproximativ, dacă nu greșesc, 2,5 ori mai mare decât salariul mediu pe economie. Da. În București, cred că și în Cluj, cifrele sunt și mai mari. Nu vreau să dau date eronate, dar salariile cel sunt puțin consistente. Da. Deci oamenii nu vin cu o idee greșită, vin din start, că își doresc o schimbare. Mulți, să știți că am avut și cursanți freelanceri, nu freelanceri, erau antreprenori cu afaceri, afaceri din diferite domenii, servicii, restaurante, Horeca, orice. Și pur și simplu zic, vreau să fac altceva în viață. M-am suturat de 10 ani, fac chestia asta, am bani, mă descurc, dar vreau să fac ceva inteligent. Și mulți oameni au și drive-ul ăsta. Și au, evident, IT-știi au, au aura asta de mamă, oameni foarte inteligenți. Nu neapărat că sunt foarte inteligenți, dar stăpânești niște tehnologii complexe și automat
pare inteligent știind a le folosi și multă lume vrea să guste și ei un pic din ce înseamnă să fie IT, ce înseamnă să poți să dai un inspect și să scanezi un site și să-l înțelegi mai bine decât ceea ce vedem noi ca simpli utilizatori. Deci, da, există și latura asta a exclusivității domeniului, ca să zic așa, dar principalul drive este evident reconversie profesională și acel progres în venituri, în mod de viață, pentru că până IT nu doar e vorba de salarii, e vorba și de felul în care își tratează companiile angajații. Îți oferă, încă dinainte de pandemie, aveai oportunități să stai o zi sau două pe săptămână acasă, remot, aveai mai multe zile de concediu, aveai tot felul de facilități, concedii plătite și așa mai departe. Aveai fel de cu ping-pong sau cu fel de relaxare, da, exact. De fitness, într-adevăr, sunt multe facilități. Chestia asta. Pentru că viața nu e doar despre să stai acele 9 ore la servici, să muncești ca roboțelul și după abia să-ți revii. Trebuie și la servici să ai timp, să ai fun. Îți mulțumesc tare mult că ne-ai trecut pragul în această dimineață și sper ca ideea esențială din această discuție să fie să rămânem curioși. Da. Indiferent de vârstă, dacă simțim exact că nu înțelegem cum funcționează o tabletă, un site, să mergem să ne scriem la un curs și să aflăm exact răspunsurile la aceste veniți întrebări. Veniți și bateți la ușă. Vă așteptăm în centru. Mulțumim tare mult. Zi frumoasă. La revedere. Astăzi suntem puși pe filme pentru că, dincolo de muncă, așa cum spunea și Cristian, avem nevoie și de relaxare. Vă recomandăm un serial, aveți și o recenzie pe măsură de pe canalul de YouTube Recenzii Filme Cinema pentru serialul We Own This City. We own this city, we own this city through rock and roll. Da, știu că n-are nicio treabă, nu e We Own This City, nu sunt, dar numai la melodia aia mă gândesc când aud și mă gândesc la titlul ăsta. Nu numai am melodia aia cântă în cap. We Own This City este un serial nou, a apărut primul episod cu John Bernthal și tipul ăsta care tot apare în seriale și filme și am tot văzut-o în foarte multe chestii. Bine ai venit, bravo ție! Este o dramă care se concentrează foarte mult în detaliu, super în detaliu, pe, bine, undeva înainte să devină Trump președinte, cam în timpul undeva în jurul alegerilor între Hillary și Trump și se învârte oarecum în jurul crimei lui Freddie Gray, care a fost omorât de polițiști, și violența polițiștilor și rasismul polițiștilor. Și e ok violența asta să scoată informații de la criminali, poate că toate se duc prea departe, poate că toate nu nimeresc pe cine trebuie, poate că toate este nevoie. Știi, o linie pe care trebuie să mergi și e foarte subțire să nu treci de o parte sau de alta și e foarte complicat și nu știu ce, și intră foarte mult în partea legală, legislativă, politico, nu știu ce, sunt foarte multe discuții, nu foarte multă acțiune, dar și când e ceva acțiune e foarte mișto, discuțiile sunt intense, adică foarte interesante, foarte, intră foarte mult în detaliu de ce au avut nevoie polițiștii ăia și ce au trebuit să facă, să se ducă, să urmărească pe ăla, să-l întrebe pe ăla, să afle de la ăla că ăla de fapt e nu știu cine și îți arată tot procesul prin care au trecut, știi, ca să ajungă să-l găsească pe ăla care ar putea să aibă legătură cu și o de-asta gen task force, gun trace task force, așa, care caută arme și droguri și nu știu ce, știi, se învârte în jurul departamentului ăstuia unde e sergent, este John Bernthal, care a jucat foarte bine, deși destul de puțin. E foarte mișto, e foarte intens. Nu prea a fost cine știe ce super mamă acțiune, nu știu ce, dar a fost foarte interesant și foarte intens. Pur și simplu construcția personajelor, atmosferei, firelor narrative, discuțiile, știi, au fost atât de intense și de interesante și, adică, ritmul e lent, dar nu e plictisitor. Văd mult potențial în episoadele viitoare și în sezonul ăsta, serialul ăsta, We Own This City. Foarte realist, așa, foarte mișto făcut, arată foarte bine producție, toate cele par foarte puse la punct, foarte bine, actorii, încă o dată, nu știu ce, în afară de John Bernthal, mai sunt câțiva mai mici, tip asta, nu știu ce, foarte, sigur o să fie foarte mult și pe rasism și pe, mă rog,
violență și politic, chestii politice și nu știu ce, dar pare foarte interesant să vedem cât de mult se vor duce spre o parte, cât să, nu știu, poate să devină enervant sau ceva, dacă se vor duce, nu știu dacă se vor duce în ce părți politico, whatever, ce dacă vor fi, nu, încerc să nu le bag de seamă, dar cu asta e, acum așteptăm și să vedem ce, dacă ne bat peste cap cu ceva sau nu, nu urmăriți după chestiile astea și doar încercați să vă bucurați de el, pentru că pare foarte interesant pentru cine, mă rog, gustă genul ăsta de polițist, super polițist, serial, super, dar făcut foarte bine, cel puțin primul episod, cel puțin foarte interesant și bine. Bine, bine făcut, aștept următoarele și un verdict și nu știu ce, nu cred că o să fac la fiecare episod, o să vedem când o să am timp, când o să mai am timp, dacă nu, la finalul sezonului. În cele ce urmează veți cunoaște un artist care are o super colaborare cu Marijuana și este o piesă nouă, cea mai recentă piesă lansată de ei doi. Se numește Dintre atâtea stele. Vă invit să o ascultăm prima și prima dată ca să gustăm și videoclipul și mesajul melodiei și apoi îl veți cunoaște aici la noi pe Mihai. Da, cum îți dai seama cu cine ai stat în casă? Regăsește-te în muzică. Credeam că suntem suflete pereche, dar m-am înșelat. Eram doar o poză pe perete, acum m-am renovat. Nu doar decorul s-a schimbat aici, dar ne-am schimbat și noi. Rănile trec chiar dacă-mi lasă cicatrici, dintre ei nu poți face doi. Mintea răsale cu sufletul să te desleg, să fiu acolo când ți-e greu. Dar e complicat cu dumărul pe care plângi, în loc să vindece rănile le face mai adânc. Aceeași fată cine s-ar fi gândit că o să rup bucăți din mine să-i dau ei. N-am vrut să iasă așa, în dragoste nu-i cum vrei. În preajma ei nu pot să fiu rațional și nu pot să aștept să mă întâlnesc ocazional. Inventez motive să o văd chiar acum. Cum să-ți explic? E neplăcut. Mintea sale cu sufletul să te desleg, să fiu acolo când ți-e greu. Dar e complicat cu numărul pe care plângi, în loc să vindece rănile le face mai adânc. Că nu e soarta ta, fără părere de rău, dar nu e alesa ta. Dintre atâtea stele găsește steaua ta, calea către lumină o găsești de altcineva. Închide ușa la trecut, te chinuie pe zi ce trece. Nu meriți asta, crede-mă, las-o din viața ta să plece.
revenit și v-am spus, îl veți cunoaște pe Mihai și nu numai, căci avem doi invitați în această dimineață, Mihai și Misi. Bună dimineața, amândurora, bine ați venit la noi! Doi în unu! Doi în unu, ca să le dezvăluim celor de acasă dubla ta personalitate, nu-i așa? Artist și dresor de cuțulași. Da, de pitici. De pitici. Da. Am văzut și în videoclip un câine lup superb, este cățelul tău? Da, este Umbra, este femeia mea de ciobăni german, actor. Da, care acolo mi-aduce fotografia, practic, care și ia rolul ei. Ce să zic, am reușit. Am reușit din punctul ăsta de vedere. Mi-am dorit să o bag într-un clip al meu și na, am și muncit pentru momentul ăla, că nu e ușor să-i aduci pe platourile de filmare. Nu e ușor nici să faci un clip, chiar dacă nu ești în direct. Misi e stresată un pic. O văd și de asta și apreciez că și puta, că na, a adus-o important. Așa frumos și că e foarte frumoasă la cază. O să vadă și ea filmarea și o să-i placă după aia, chiar dacă e acum un pic cu teamă de necunoscut. E ceva nou, da, uite-o că se obișnuiește așa. Da, e prima dată când intră într-un platou, vede lumini aici, vede foarte... Dar, na, e bine că e și curioasă, da. Uite-o că e curioasă, începe să uite stânga-dreapta, acolo ce e, dar tu cine ești? Sunt curioasă, hai să te descos așa, da, capul al fine. Cum ai început cu muzica? De cât timp ai pasiunea asta? Teoretic am început muzica înaintea dresajului canin. Doar că au fost niște ani în care am făcut o pauză și aș putea să spun așa că ar fi undeva la 18, la 16 ani. Primează muzica din punctul ăsta de vedere. Deci fac de mai mulți ani muzică, dar ce să zic, cam cu asta m-am ocupat în copilăria mea și în perioada în care am fost un adolescent, căței, dresaj și muzică. De pasiunea pentru căței, cum te-ai apropiat? Ai avut acea poveste clasică a unui cățel pe care l-ai iubit foarte, foarte mult și cu el ai început propriu zis și dresajul? Evident, bineînțeles, a fost... am avut un ciobănel german pe care sunt sigur că dacă l-aș fi avut astăzi, aș fi dus dresajul canin un pic mai sus decât aș putea să o fac acum. Era un câine cu totul și cu totul deosebit și cu el am început să lucrez cu firme de pază. Cu el am început să formez câini pentru film, cu el am început să formez câini chiar și pentru utilitar. Da, de acolo a început cumva. Este adevărat că tot asta cu dresajul, toată partea asta cu dresajul canin, cu pasiunea pentru a pornit de la ciobănescul german. Sunt curioasă și de colaborarea pe care o ai cu Dana Marihuana. Cum s-au legat lucrurile? Cum v-ați cunoscut? De ce ea? Marihuana e o artistă și până la urmă vorbim despre prima cântăreață de muzică rap. Deci ea a fost prima. După aceea probabil că au mai urmat. E adevărat că nu sunt pus la punct din punctul acesta de vedere, dar foarte ok. De o seriozitate maximă. Eu, în general, colaborez cu oameni foarte serioși, altfel lucrurile nu sunt extraordinare dacă nu. Nu, foarte ok, o profesionistă în mod real și ce să zic, am fost până la urmă, eu am fost onorat, da? Pentru că vorbim despre un nume care sper eu să după asta să revină și mai în forță. Na, acum știu că ea e business woman în această perioadă și are un pub / cafenea. O să fac o mărturisire. Da. Eu am un tablou pictat de ea. Este foarte, foarte talentată. Am înțeles că în ultimii ani s-a îndreptat și către zona aceasta a artelor plastice. La mine în cameră am un tablou pictat de ea. Păi mai că ține să crește micul lumea. Cred că mai mult spre zona asta s-a îndreptat. Uh-huh. Eu cred că i-a plăcut foarte mult piesa. N-am mai văzut-o așa de des cântând, cred că mai mult i-a plăcut piesa și cred că ăsta a fost norocul meu. Totul a decurs foarte, foarte ok și foarte ușor. Atunci când sunt scrise să se întâmple și chiar lucrurile merg lin, atunci când te chinuiești, atunci când...
nu e simplu. Parcă vine mai greu. Care sunt planurile tale muzicale pe mai departe? Îți mai dorești o colaborare? Vrei să scoți ceva singur, următoarea melodie? Mergem mai departe. Sunt mai multe variante în acest moment. Există posibilitatea să mai fie un feat sau așa cum la fel de bine avem posibilitatea să scoatem o piesă pe care o avem pe țeavă, ca să spun așa, singur. Nu sunt hotărât, încă vă spun, o să vă spun foarte sincer. Planurile cumva sunt făcute, trebuie doar aleasă piesa. Ce să spun, important este să fie ceva de calitate, începând de la piesă până la clip, da? Să fie puțin diferit, pentru că, așa cum am spus și în acest clip, am zis, dacă toate sunt la fel, cumva, în zona asta, să încerc să-l fac puțin diferit, măcar începutul să fie diferit, și aici o să-i mulțumesc foarte mult lui Pepe, măcar început să fie diferit și puțin contextual. Uh-huh. Te legi de același subiect, toată lumea plânge după cineva, un bărbat plânge după femeie, o femeie plânge după... Nu știu dacă la femeie la modă, n-am urmărit. Dar în orice caz noi plângem după femeie, asta e clar în piese. Și am zis că Umbra o să mă ajute, Pepe la fel m-a ajutat și mulțumesc încă o dată foarte mult. Ce să spun, a ieșit un pic altceva și asta m-a bucurat. Dacă va ieși un pic altceva, atunci cu siguranță îi dăm drumul. Dacă nu, mai așteptăm până când iese. Uh-huh. Mă bucură faptul că îți oferi timp să fii mulțumit de ceea ce vrei să scoți pe piață. Între timp văd că Missy s-a mai liniștit și ea s-a mai relaxat. Ia uitați-o, ce cadru, ce fotogenică, telegenică e Missy în această dimineață. Hai să vorbim puțin și despre ea. Cum v-ați cunoscut? Ea e în perioada de dresaj alături de tine, nu-i așa? Missy, da, este o elevă mai veche deja, este veterană ea. Lucrează cu mămica ei foarte mult și vreau să vă spun că are capacitatea cățelușul ăsta de un kilogram și ceva, sau două kilograme cât are, să lucreze cot la cot cu un câine de talie mare utilitar. Ea urcă pe palisadă, ea stă în așteptare, face refuz de hrană și nu este frică de niciun câine mare. Nu este nici agresivă, absolut deloc. Adică nu latră pe nimeni, mai mult cred că o latră pe maică sau să o bage în seamă, dar e foarte important pentru căței să înceapă educația la vârsta care trebuie și e foarte important să înceapă educația. Pentru că, indiferent dacă este câine mare sau mic, cățelul trebuie să fie dus la școală. E ca la oameni, până la urmă. Cei 7 ani de acasă, totuși, la căței cum se măsoară? La ce vârstă trebuie dus cățelul la dresaj, așa, pentru un început promițător? Indiferent de situație, între 3 și 4 luni, în mod corect, ar trebui să înceapă școala. Acum, se mai întâmplă să ajungem și la 5 luni și la 6. Important este să nu se înceapă atunci când au început problemele de comportament. Sunt frumoși, sunt cu șepcuțe, sunt cu tot felul de, dar trebuie să știți că undeva aici se ascunde, spre exemplu, uitați, la Missy, se ascunde un terier care odată ce a făcut cunoștință cu Missy, începe să ne arate agresivitate, începe să ne arate tot felul de probleme și modificări de comportament. Este bine să nu ajungeți acolo. Sunt foarte mulți oameni care încep educația, dresajul cu ei atunci când problemele s-au instalat deja. Nu e corect. În momentul în care începem dresajul, ne hotărâm să începem dresajul, trebuie să fie la o vârstă în care tinele să nu ne pună atât de multe probleme. Bineînțeles că un pui o să fie hiperactiv, o să fie mușcăcios, o să fie și așa mai departe, dar este foarte important să înceapă atunci când scrie la carte, pentru că e ca și cum am începe noi să învățăm să scriem la 30 de ani. Da, foarte bună această paralelă.
Le recomandăm celor de acasă să ia legătura cu tine în cazul în care se simt inspirați în această dimineață, să meargă din nou la școală de data aceasta cu cățelușul lor, să intre și pe YouTube să-ți asculte cea mai recentă melodie și să fie alături de tine pentru următoarea, la fel cum vom fi și noi, căci te invit să revii imediat ce se concretizează lucrurile pentru tine și să ne prezinți și următorul proiect. Îmi place aici, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Nu, ne place de voi, mulțumim tare tare. Mult și știi, poate vii cu Umbră următoarea dată. Da. Ne mutăm în platou mare și poate ne arăți și s-a făcut. Ce surprize pregătiți împreună. Mulțumim tare, tare mult. O să mergem mai departe către zona știrilor. Eu o să mă joc puțin cu misii, iar voi veți fi informați. Tot mai mulți copii din România ajung să fie victimele abuzurilor în familie, fie că sunt agresați sexual sau bătuți cu bestialitate, de cele mai multe ori chiar de părinții sau rudele lor. În acest sens, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse s-a întâlnit cu reprezentantul special al Secretariatului General al Organizației Națiunilor Unite pentru combaterea violenței împotriva copiilor. Problematica drepturilor copilului, importanța participării copiilor la luarea deciziilor și identificarea mecanismelor de combatere a violenței împotriva acestora sunt principalele preocupări ale ministrului român și a oficialului ONU. Înaltul reprezentant al SGONU a remarcat progresele României în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și faptul că au fost transpuse în legislația națională toate reglementările internaționale. Violence against children cannot wait, because violence has a huge human and economic cost. I met a lot of persons who are mainly social workers who are working, you know, daily. They are overwhelmed. They feel alone and they need really support. And I think it's really, really important to never forget that having a quality of social services is based on human resources well trained. We know that when unaddressed, violence, exploitation and abuse can have many consequences for the development of children, whether it's emotional or cognitive or psychological. Suntem într-un moment în care încercăm să ne facem o nouă strategie și aveam nevoie și de un punct de vedere independent, de opinie din afara sistemului, să vedem dacă într-adevăr suntem pe drumul cel bun. Pentru că, așa cum spunea și doamna reprezentant, în momentul ăsta știți cu toții că aveam elaborată strategia națională privind protecția și promovarea drepturilor copilului, care este în dezbatere publică. Atenția noastră trebuie să fie îndreptată în mod special în a întări capacitatea autorităților locale, în a sprijini profesioniști de la nivel local să-și facă treaba și, în primul rând, și ajuta autoritățile locale financiar, pentru că nu putem să cerem autorităților locale să ofere servicii de calitate dacă nu asigurăm resursa umană specializată și nici nu le acordăm sprijinul financiar. Problema copiilor agresați chiar în interiorul familiei persistă de câțiva ani buni în România. Spre exemplu, în anul 2021, aproape 70% dintre băieții și fetele care au folosit telefonul copilului au spus că au stări de anxietate și depresie din cauza violenței verbale a părinților. Însă există și cazuri extrem de grave, precum abuzul sexual chiar în cadrul familiei, violența fizică și, în unele cazuri, chiar moartea. A fost vândută cea mai scumpă mașină din lume. Este vorba despre un Mercedes-Benz SLR Coupé din 1955, care fusese păstrat în colecția producătorului auto german și care a fost vândut unui proprietar privat pentru 135 de milioane de euro, echivalentul la 142 de milioane de dolari. Prețul de vânzare record anterior pentru o mașină a fost de 70 de milioane de dolari în 2018 pentru un Ferrari 250 GTO din 1963. Există doar două exemplare cu un record mondial absolut pentru o mașină la licitație. Vremea fiind schimbătoare, avem nevoie de noi informații, așa că o întâmpinăm cu brațele deschise pe colega noastră, Romina. Bună dimineața din nou!
Bună dimineața din nou, așa este, soarele predomină în mare parte de vest și sud-vest. Valorile termice pornesc de la 22 de grade în Oradea și ajung până la 24 de grade în Arad și în Timișoara. În centru și în partea de nord este vreme mai răcoroasă, iar celelalte regiuni, temperaturile sunt specifice pentru această perioadă, dar local se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. În jumătatea de est a țării vor fi înorări temporare și mai ales pe parcursul zilei se mențin pe arii restrânse. Vor fi ploi de scurtă durată, iar în restul teritoriului cerul va fi variabil cu înorări temporare în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, în special în zona înaltă a Carpaților Orientali, unde va sufla cu peste 70 de km pe oră. Sunt semnalate precipitații și vor fi însoțite de vijelii de scurtă durată. Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 17 grade Celsius la Miercurea Ciuc și 27 de grade la Târgu Jiu, Craiova și Drobeta Turnu Severin. La munte cerul este variabil, la Ceahlău vor fi averse, iar temperatura aerului va atinge 13 grade Celsius. Cele mai mici valori se înregistrează în Predeal și în Sinaia, de asemenea în Păltiniș sunt în ușoară creștere și va atinge temperatura aerului 9 grade Celsius. Pe litoral va fi mai mult înorat, valorile termice sunt cuprinse între 18 grade la Costinești, Neptun și Vama Veche și ating 19 grade în Mamaia și în Constanța. În București vremea va fi frumoasă și va continua să se încălzească cu temperaturi ridicate pentru această dată. Cerul va fi variabil cu unele înorări, mai ales după amiază. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius. Mâine cerul va fi parțial înnorat, se menține vreme mai puțin rece, temperatura totuși va atinge 25 de grade Celsius. Poi mâine apare soarele, cerul va fi în mare parte senin, iar maxima va fi de 29 de grade Celsius, rafalele ating 10-15 km pe oră. Atât pentru moment, să aveți o zi minunată! Mulțumim tare mult, Romina! Să știți că puteți să aveți mare, mare încredere în colega noastră, căci eu am plecat la munte weekendul trecut în Ceahlău, a spus că va fi soare și așa a fost. Iată că în Ceahlău vin nori de ploaie și pot să confirm că datele de acolo vin de la stația meteorologică de pe vârful Toaca pe care l-am urcat. Așa că bazați-vă pe Romina cu încredere, de asemenea bazați-vă și pe colega noastră, Olivia, care are date din lumea astrelor, astfel încât să fim pregătiți pe toate fronturile. Bun găsit la horoscop! Berbecii cunosc oameni noi care le vor fi de folos în viitor. Desigur, și viceversa e valabilă, în sensul că se vor sprijini reciproc. Atenția taurilor se mută pe segmentul financiar. Dacă până acum s-au gândit și răzgândit în privința planurilor, ei bine, acum trec la acțiune. Pentru gemeni, Mercur retrograd proaspăt mutat în taur sporește starea de confuzie pe care o au de câteva zile. Le recomand cât mai mult o odihnă, în măsura în care timpul le permite. Racii sunt puțin neliniștiți azi și nici nu pot să spună ce îi neliniștește. E un fel de intuiție că lucrurile nu sunt chiar așa cum speră ei. Este bine să lase timpul să dovedească dacă au dreptate sau nu. Leii vor să-și schimbe puțin viziunea despre viață. Astfel, ei caută să stea de vorbă cu oameni din domenii diferite, culturi diferite și care au realizat lucruri mari. Fecioarele sunt apreciate de către șef pentru rezultatele de până acum. Semn pragmatic, fecioarele așteaptă această apreciere și în contul din bancă. Balanțele au mai multă energie, mai mult elan de a se arunca într-o activitate nouă. Poate o vacanță sau o delegație în care să îmbine utilul cu plăcutul este ce au nevoie acum. Vor nu vor, scorpionii trebuie să scoată bani din buzunar pentru a închide niște cheltuieli, restanțe sau amenzi luate în trecut. Este chiar recomandat să facă aceste plăți și să plece curați la drum. Săgetătorii au parte de conversații deștepte în cuplu. Se știe că stimularea mentală este importantă pentru ei și de data aceasta se bucură din plin de ea.
Capricornii trec la treabă și încep să pună în practică bucăți mici din planurile la care au lucrat în ultima perioadă. Vărsătorilor le revine puțin bucuria de viață, nu întru totul, dar sunt mai dispuși să iasă din casă din când în când. Pentru nativii pești, familia este cea mai importantă. Au neglijat-o destul de mult în ultima perioadă și sunt deciși să recupereze acest timp. Dacă vreți să aflați mai multe sfaturi din lumea astrelor, accesați contul de Facebook astrolog Mihaela Totir. Astăzi abordăm un subiect extrem de interesant și necesar pentru societate. Iată că avem parte de ediția 16-a a evenimentului Săptămâna Prevenirii Criminalității, un eveniment desfășurat de Poliția Română, așa că stăm de vorbă cu comisar șef Sorin Stănică, este directorul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității. Bună dimineața, bine ați revenit! Săptămâna, bine v-am găsit, mulțumim de invitație! Și noi vă mulțumim că sunteți alături de noi, că de fiecare dată ne țineți la curent cu toate activitățile pe care le desfășurați și că iată veniți să amplificăm împreună informația pentru cei care ne urmăresc. Am înțeles că acest eveniment este unul național, ceea ce e un efort destul de mare. Desigur, seria de manifestări Săptămâna Prevenirii Criminalității este o serie de evenimente tradiționale pentru Poliția Română. Așa cum a spus, suntem la 16-a ediție. Din păcate, pandemia ne-a făcut să întrerupem puțin acest eveniment. Săptămâna Prevenirii Criminalității reprezintă o ocazie pentru noi să aducem mai mult decât de obicei în atenția opiniei publice și în atenția beneficiarilor noștri subiectul prevenirii criminalității. Sunt curioasă să-mi povestiți pentru cei care sunt interesați de acest subiect. Unde se face informarea? Există cursuri de prevenție? Cum ați îmbrăcat acest eveniment? Vorbim de niște subiecte tematice. Fiecare zi a acestei săptămâni reprezintă are alocată o temă specifică. Dacă am debutat ieri cu o serie de evenimente generale, prin care am anunțat această serie de manifestări. Fiecare din zilele lucrătoare ale acestei săptămâni are o temă dedicată. Am început astăzi cu prevenirea discriminării. Vom continua mâine cu prevenirea violenței domestice. Miercuri este ziua dedicată prevenirii victimizării minorilor, în mod special a disparițiilor de minori, ținând cont și de faptul că 25 mai este ziua internațională a copilului dispărut și abuzat sexual. Ziua de joi am dedicat-o siguranței pe internet, un subiect extrem de actual și foarte important al vieții noastre de zi cu zi. Iar ziua de vineri este dedicată prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului și în egală măsură a siguranței rutiere, ceea ce putem spune dacă joi este ziua dedicată mediului online, vineri este 100% viața reală pe care o trăim fiecare dintre noi. Sunt vizați cu precădere tinerii, adolescenții. Am văzut în imaginile pe care le au colegii mei oameni de vârste diferite. Vizăm toate categoriile de public țintă. În primul și în primul rând, plecând de la premisa că fiecare dintre noi, în primul și în primul rând, poate deveni o potențială victimă a unei infracțiuni. Știm foarte bine, infractorii acționează, ca să fiu așa în ton cu tema de astăzi, fără discriminare. Și în contextul ăsta, atunci și noi ne orientăm către toate categoriile de beneficiari. Pe de altă parte, indiscutabil, anumite tipuri de infracțiuni, pentru anumite tipuri de infracțiuni, vizăm țintit publicul țintă. De exemplu, fără doar și poate că prevenirea violenței domestice o adresăm pe de-o parte potențialelor victime care din datele pe care le avem la dispoziție în mod preponderent provin din rândul persoanelor de gen feminin. Pe de altă parte, vizăm și potențiali autori de violență domestică. La fel, atunci când discutăm de prevenirea disparițiilor de minori, una dintre categoriile principale de beneficiari este reprezentată de tineri, de minori, de copii. Pe de altă parte, și aici putem discuta ca altă categorie de beneficiari părinții, ca principal promotori, aș spune eu,
dar și vizați de regulile antivictimizare. În decursul acestor ani, de când desfășurați acest eveniment, Săptămâna Prevenirii Criminalității, ați constatat o scădere a infracționalității în anumite zone unde ați acționat? Mă gândesc că educația este un vector de multiplicare a conștientizării și atunci oamenii care știu de ce să se ferească sau ce să nu facă, devin mult mai conștienți în comunitate. Principalul, premisa de la care noi am plecat atunci când am gândit acest tip de eveniment sau de evenimente, a fost mai degrabă să mergem cu creșterea conștientizării în rândul populației cu privire la ce înseamnă prevenirea criminalității, de ce este important să cunoaștem principalele reguli de autoprotecție, pentru că până la urmă prevenirea criminalității trebuie să înceapă de la fiecare dintre noi. Eu sunt cel care trebuie să aibă grijă de mine și fiecare la rândul lui. Evident, poliția română vine în sprijinul fiecărui cetățean în acest context cu o serie de, să le spunem, recomandări adaptate pe fiecare tip de infracțiune. Fie pentru a nu deveni victima infracțiunii, fie pentru a nu ajunge în situația de a fi autor de infracțiuni. Pentru a conștientiza consecințele în ambele situații. Cum ne afectează viața, indiferent că vorbim de prevenirea infracționalității sau a victimizării. În esență, cred că în adâncul sufletului dumneavoastră vă doriți ca tinerii care iau parte la aceste activități să se afle așa cu imaginația de ambele părți ale baricadei, astfel încât să-i știți în siguranță în ambele contexte, unii dintre ei să nu devină victime, alții să nu devină agresori cu care să vă întâlniți în alte contexte mai puțin fericite, în timpul unei urmăriri penale sau așa este, mai departe. Este una dintre replicile pe care noi o folosim în contextul activităților de prevenire a criminalității, că ne dorim să întâlnim pe beneficiarii noștri în astfel de activități, nu să întâlnească la nevoie. La nevoie colegii mei de la investigații. Ne dorim foarte mult să creștem gradul de conștientizare în mod special în rândul tinerilor. E adevărat, ce ați punctat foarte bine. Tinerii reprezintă o categorie socială aparte. Caracterul în formare al fiecărui tânăr reprezintă, să spunem, posibilitatea de a-l modela cu mult mai mare ușurință și cu mai mare eficiență, astfel încât el să înțeleagă consecințele actelor sale și să acționeze astfel încât să evite cât mai mult consecințele negative. Primiți întrebări în cadrul acestor evenimente? Oamenii sunt curioși. Cum faceți față solicitărilor? Bănuiesc că vin cu fel de fel de întrebări. Desigur, ne stimulează în primul rând. Întrebările care vin de la beneficiarii noștri ne stimulează pentru că ne aduc în situația de a ne pregăti la rândul nostru de a căuta răspunsuri. Nu suntem deținători adevărului absolut. Din contră, căutăm să ne perfecționăm alături de beneficiarii noștri. Am avut multe situații în care oamenii au ridicat probleme la care nu ne-am gândit, ne-am documentat și am căutat să răspundem ca atare. Infracționalitatea în sine reprezintă un domeniu extrem de mobil, în permanentă modificare. Ori la rândul nostru trebuie să ne adaptăm, atât colegii mei care investigează cazurile, cât și noi, lucrătorii de la prevenirea criminalității, care trebuie în permanență să ne adaptăm metodele. Lucrăm în general, nu în general, lucrăm tot timpul pe bază de metode științifice. Institutul, așa cum știți, are o structură de cercetare a criminalității și când spun asta, nu ne referim la cercetarea penală a fiecărui caz în parte, ci la cercetare științifică. Încercăm, plecând de la astfel de cercetări, să abordăm criminalitatea în mod științific, prevenirea criminalității. Ori asta pe de-o parte, pe de altă parte, interacțiunea permanentă cu beneficiarii noștri reprezintă o provocare în fiecare zi pentru noi. Se creează și un soi de brainstorming în acest context. Mă gândesc la tinerii care vin în contextul în care abordați o anumită infracțiune și să zicem că imaginar se plasează în postura agresorului și vin cu fel de fel de metode prin care ar putea să realizeze infracțiunea respectivă. Vă ajută să găsiți mai multe contexte prin puterea lor de imaginație în care să interveniți? Desigur, reprezintă pentru noi nu doar
beneficiari, ci și o sursă de inspirație. În permanență, așa cum spuneam, încercăm să ne adaptăm metodele, ori trebuie să venim către fiecare categorie de public cu mesajul la care rezonează cel mai bine. Un tip de mesaj și un tip de canal este folosit pentru transmiterea unui mesaj, să zicem, către persoanele mai în vârstă, care sunt expuse la anumite tipuri de riscuri infracționale. Pe de altă parte, cu un alt tip complet diferit de mesaj și, evident, cu alte modalități de transmitere, venim către tineri, care, de exemplu, sunt mult mai ancorați la mediul online, la alte aplicații, dacă persoanele mai în vârstă, să zicem, sunt pe rețele sociale mai mult prezente, pe un anumit tip de rețele, cu totul diferit, vorbim despre tineri. Tinerii se uită mult mai puțin la televizor decât persoanele în vârstă. Spre exemplu, un anumit tip de mesaje trimitem atunci când ne referim la prevenirea infracționalității, situației de a deveni un infractor față de situația de a preveni victimizarea. Și, așa cum spuneam, noi înșine ne inspirăm de la beneficiarii noștri, pentru că, până la urmă, ne adresăm lor și atunci trebuie să ne adresăm exact cu mesajul pe care ei vor să-l audă, nu pe care vor să-l audă, cu informația înțelege, de care au nevoie. Într-adevăr, cred că e necesară o astfel de adaptare și să știți că de fiecare dată când am ocazia, le reamintesc interlocutorilor mei despre programul pe care l-ați desfășurat cu ceva timp în urmă, catalogul furturilor, care mi se pare extrem de relevant și trebuie tot timpul adus în atenția publicului, faptul că, iată, un comportament aparent inocent și inofensiv în mediul online ne poate costa foarte mult și cred că și asta face parte din categoria de prevenire. Este într-adevăr un exemplu foarte relevant și accentuez sau completez informația noastră cu faptul că această campanie, catalogul de furturi, pe lângă succesul pe care noi l-am simțit prin prisma reacțiilor de la beneficiari, a mai beneficiat de un succes aparte. A obținut un premiu la o competiție internațională de acest tip. Așa cum vă povesteam la momentul respectiv, catalogul de furturi a fost realizat în parteneria cu o companie specializată de publicitate. A fost înscris la un concurs internațional, Cresta Awards, și a obținut o medalie de bronz. Ceea ce este o recunoaștere în plus pentru noi, că trebuie să mergem pe această linie a, să zicem, a diversificării metodelor de a transmite informația, a creativității, pentru că până la urmă la catalogul de furturi am vorbit de o metodă foarte creativă de a le comunica oamenilor, până la urmă un aspect banal. Atenție ce postați în mediul online, că s-ar putea să fie folosit împotriva dumneavoastră. E și o replică celebră, ai grijă ce declar că poate fi folosit împotriva ta. Este, până la urmă, un lucru pe care, dacă întrebăm pe oricine, îl cunoaște. Este mai greu conștientizează consecințele atunci când acționează. Nu se gândește. Și atunci noi am căutat să venim printr-o metodă creativă să reamintim un lucru pe care în realitate îl cunoaștem toți. Așa cum spuneam, nu deținem adevăruri absolute, nu venim cu elemente, nu întotdeauna, venim cu elemente extrem de inovative. De multe ori, lumea trece cu vedere anumite aspecte, iar dumneavoastră veniți și le reamintiți, exact, că declar că am un laptop de 7.000 de lei printr-o postare pe care o fac pe Facebook, spre exemplu, dar de fapt o nouă achiziție, dar s-ar putea să reprezinte o nouă achiziție și pentru alte persoane. Demnă de bifat acolo pe lista unui infractor care dorește să-ți vadă și el cum se simte ecranul tactil al laptopului respectiv. E foarte interesant și, ca de fiecare dată, mulțumim tare mult că ne sunteți alături. Mult spor în toate activitățile pe care le întreprindeți și, de asemenea, vă invit să reveniți ori de câte ori avem ocazia să stăm de vorbă, să le povestim celor de acasă ce pregătiți pentru ei. Și noi vă mulțumim și vă invităm alături de noi, nu doar în București, așa cum spuneam, Săptămâna Prevenirii Criminalității se desfășoară absolut în toate județele. Colegii mei vor fi prezenți cu temele de care am discutat în fiecare zi și vă invităm pe toți alături de noi în această serie de manifestări. Vă mulțumim! Mulțumim și noi! Luăm o scurtă pauză de publicitate, timp suficient cât să vă lămuriți unde ar trebui să mergeți ca să vă informați în această direcție.
În vreo 5-6 minuțele suntem înapoi alături de voi.